Incidentul s-a petrecut duminică seară pe strada Arcului din municipiul Slatina. Polițiștii au încercat să oprească un autoturism cu numere de Bulgaria, însă șoferul a ignorat semnalul oamenilor legii și și-a continuat deplasarea. Mai multe echipaje de poliție au pornit în urmărirea acestuia, iar pe strada Arcului a fost prins. În încercarea de a scăpa, a lovit 4 autoturisme parcate. S-a procedat la urmărirea acestuia pe o distanță de 300 de metri, timp în care acesta a acroșat 4 autoturisme aflate în parcare. În urma verificărilor s-a stabilit că conducătorul auto nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Șoferul a scăpat fără răni, la fel și un pasager aflat în autoturism. Polițiștii îl cercetează acum pe conducătorul auto. În cauză au fost întocmite acte procedurale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără a poseda permis de conducere. Tânărul care a provocat haosul are 22 de ani și este din municipiul Slatina. El a fost audiat la sediul poliției Slatina. În prezent este cercetat în stare de libertate.